Bine te-am regăsit și astăzi la emisiunea în care învățăm cum să muncim cu responsabilitate, cum să muncim ca pentru Dumnezeu. Invitatul nostru de astăzi chiar trebuie să muncească cu responsabilitate, pentru că viața mea și viața ta s-ar putea să depindă de calitatea muncii lui și a echipei din care face parte. Invitatul de astăzi este domnul Daniel Tiuc, director de dezvoltare și director de calitate la o multinațională din țara noastră, în domeniul automotive. Bine ați venit în emisiunea noastră. Bine v-am găsit. Da, cu toți ne dorim să conducem o mașină în care să știm că avem frâne, în care să știm că sare airbag-ul în caz de necaz. Așa este. Sau alte măsuri de siguranță care sunt într-un autotrist. Chiar, am putea începe discuția chiar de aici. Care sunt câteva lucruri care țin de siguranța noastră când vorbim de un autoturism? Atunci când vorbim de un autoturism și când ne urcăm în mașină, prima regulă, înainte să pornim mașina, cred că toți știm, este să ne punem centura. Ne punem centura, după ce ne punem centura, ne gândim și eu mă gândesc de multe ori cât este de sigură mașina, airbag-urile care sunt, frânele, direcția și toate celelalte elemente care de multe ori nu se văd, dar sunt acolo sub capotă, dacă pot să spun așa, și care lucrează ca noi să putem să ajungem din punctul A în punctul B în siguranță. Mă gândesc că în domeniul acesta căutați oameni care pun preț pe calitate. Sunteți director de calitate, dar nu doar pentru că sunteți director, ci pentru că e important ca produsul care ajunge montat pe mașină să funcționeze de fiecare dată. Corect. Nu câteodată. Corect. Cum găsiți asemenea oameni? Da, este un domeniu interesant, calitatea și siguranța. Le îmbinăm pe diverse produse. Sunt produse în care se asigură calitatea să fie produse calitative. Sunt produse care au un nivel de siguranță mai mic sau mai ridicat. Oamenii găsim, sincer să vă spun, destul de greu, pentru că în primul rând căutăm să găsim oameni cu atitudine potrivită, oameni pe care să te poți baza, oameni care să fie de încredere și desigur în același timp căutăm oameni profesioniști, tehnic, să fie buni, dacă pot să spun, să fie cei mai buni care îi găsim. Este un proces de multe ori destul de lung, în care putem să aducem pe cineva cu cunoștințe de electronică avansată sau software la un nivel destul de ridicat. Ne ia timp, dar cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit până acum să aducem aproape tot ce era nevoie. Vorbeam înainte de emisiune că sunt circa 4.000 de oameni în fabrica de care vorbim și zona de dezvoltare sunt circa 1.500. Pe toată România. Pe toată România. Așa este. Care înseamnă că e nevoie de un filtru foarte bun ca să găsiți cei mai buni oameni. Corect. Așa este. În afară de abilitățile profesionale, ce anume mai căutați la acești oameni? Integritate, etică. Cum se măsoară asta? Foarte, foarte greu. Acum imaginați-vă că în decurs de o oră, două ore, poate trei ore, trebuie să-ți dai seama dacă persoana care stă în fața ta este o persoană potrivită, se potrivește profilului pe care îl cauți sau nu. De multe ori încerc să și împreună cu echipa pe care o conduc să stăm de vorbă cu candidatul într-o atmosferă cât mai relaxată. Acum, desigur, și pandemia a făcut unele lucruri, poate a schimbat în bine sau și în rău, desigur. E mai ușor în momentul de față, poate online, să ai o primă discuție și apoi să te întâlnești la birou, poate la o cafea sau chiar afară undeva în care să poți să discuți. Am avut situații în care m-am întâlnit cu candidați la un restaurant și am luat prânzul împreună, am povestit și am putut să aflu cât mai multe din viața lui, să văd cât este de doritor să vină în companie, ce știe, ce poate și cum este el ca și om. Asta este foarte important. Pun o întrebare care aproape că are răspunsul în ea, dar cred că niște clarificări ne-ar ajuta. De ce e important ca în domeniul calității și asiguranței să fie oameni care sunt etici? Gândiți-vă că ce facem noi, la un moment dat trebuie să îți pui, spun ștampila, semnătura pe anumite livrări. Fie că e vorba de un produs care are ca impact siguranța șoferului sau doar calitatea, adică se strică mașina, te duci cu ea la service, ești nemulțumit, desigur, mașină nouă, mai ales dacă este important ca oamenii care vin să înțeleagă că ce facem
acolo poate să afecteze, poate chiar pe el, copiii, soția, pe oricine din... Dacă el conduce acea mașină? Desigur, desigur. Poți să faci ceva ce se poate întoarce împotriva ta oricând și e important ca oamenii aceștia să fie cât mai bine pregătiți și cu o etică, o integritate profesională, morală bună. În domenii concrete, ce înseamnă această etică? Cum se vede în viața de zi cu zi a unui angajat? Vedeți, în momentul în care ești pus în situația de a aproba o livrare, poți să închizi ochii dacă unele lucruri, hai să spun, dacă unele teste poate nu au fost terminate. Poți să spui, da, se vor termina, merge mai departe. Un om care se Va fi gândește, bine. va fi bine, sau merge și așa, da? Știi expresia, merge și așa. Din păcate, și e cam Da, dureroasă. ei, nu prea merge și așa. Nu prea merge și așa. Și atunci aici poți să-ți dai seama și să vezi cu cine lucrezi și cât de vigilent este și cât de doritor este ca lucrurile să meargă bine, să meargă Ați foarte avut bine. oameni care au avut probleme în domeniul ăsta? Ce ați făcut în situația aia? Să știți că nu am avut, am mai avut în trecut diverse situații. Ce este important și ce este în domeniul în care lucrez este că suntem o echipă și lucrurile de multe ori nu stau doar într-un singur om. Chiar dacă scapă de cineva, merge la următorul filtru și de obicei acolo lucrurile se rezolvă. Desigur, nu căutăm să punem degetul pe vinovat, încercăm să stăm de vorbă, să vedem, poate lipsește un training tehnic, poate cunoștințe care îi lipsesc. Dacă e vorba de atitudine, aici este puțin mai complicat de rezolvat pentru că ar trebui să fie o schimbare a minții, a abordării în general la cum face lucrurile și aici avem anumite traininguri în care investim în oameni foarte mult și lucrurile în general se rezolvă. Deci trainingurile nu sunt cum erau la Ceaușescu, reciclările. Nu, Hai să vă mai dăm deloc. ceva de făcut, Deloc. ce chiar au scopul de a învăța pe oameni Desigur. pentru produsul final. 100%. 100%. Îmi place discuția pe care o avem pentru că profilul emisiunii noastre este tocmai acesta, să muncim ca pentru Domnul, să facem o muncă de calitate. În România, de multe ori, de prea multe ori, auzim, merge și așa. Și poate că cel mai ușor ne este să vizualizăm dacă ne gândim la constructori. Las că nu trebuie finisajul până la Corect. mag. Merge și așa. Oare ce ar fi dacă și constructorii și toți, în orice domeniu am fi, am gândi în felul acesta? Poate că de munca mea depinde siguranța altuia, viața altuia. Așa este. Dacă nu depinde de multe ori siguranța, portofelul sau alte lucruri, depinde sigur Și depinde onoarea lui și Dumnezeu. depinde onoarea lui Dumnezeu. De aia spun, domeniul de calitate este un domeniu frumos, dar este cu o responsabilitate foarte mare. Este cu o responsabilitate foarte mare pentru că îți dai seama că ce trece de tine poate să păteze imaginea unei companii, dar în final, până la urmă, tot timpul mă gândesc, pătează imaginea mea înaintea lui Dumnezeu, înaintea celor care îmi sunt colegi și care mă cunosc și de aceea trebuie să fii așa cum dorește Dumnezeu la locul de muncă. Ar putea și directorul de calitate să facă anumite compromisuri? 100%. El nu este așa de urmărit, poate, ca ceilalți. Da. Există, dacă cineva își dorește să facă compromisuri, sunt zone în care poți să faci compromis. Este important să nu le faci. Este extrem de important. Care ar putea fi o ispită? O ispită. Acum, contextul în care suntem noi ca și industrie, în industria automotive, dacă ați observat, sunt parcă tot mai rapid apar mașini noi. Tot mai cu mai multe beculețe și cu mai mult soft. O presiune uriașă din partea constructorilor de mașini este să reducă timpii de dezvoltare. Desigur, poți să faci compromisuri la testare, poți să faci compromisuri în tot felul de lucruri care ar trebui să le livrezi conform caietului de sarcini. Se poate. E important ca să fii acolo și dacă există o problemă, să discuți cu clientul, să poate ar trebui să regândești și să resemnezi contractul pe care l-ai semnat cu el inițial. Sunt lucruri care trebuie să fie luate în calcul foarte bine de la început și nu se dorește deloc un compromis în direcția aceasta. Impactul poate să fie
foarte mare ca și imagine, dar ca și costuri pentru companie dacă se întâmplă ceva în, noi spunem așa, când mașinile deja sunt livrate în serie. Deci ați putea din pix să aprobați repede da, următorul se pot aproba, exact. Model. Da. Dar nu a apucat să fie testat și atunci poate că somnul nu mai este așa de liniștit. Exact. Ce este important este ca seara să pun capul pe perină liniștit, să știu că lucrurile au mers bine și a doua zi să o iau de la început cu forțe proaspete. Sunteți specialist în siguranță. Dacă părăsim un pic zona aceasta tehnică, ce ați învățat despre siguranță folositor pentru noi în viața de zi cu zi sau în zona spirituală? Da, poate mai mult în zona spirituală. Că mă gândesc că de multe ori noi vrem lucrurile să fie sigure în jurul nostru, când ne așezăm pe un scaun sau când mergem cu o mașină, dar poate neglijăm partea spirituală. Așa este. Când mă gândesc la partea spirituală și ombin poate puțin cu lucrul, viața personală cu lucrul, siguranța este cel care o dă Dumnezeu. Acum, dinamica lucrurilor în care sunt angrenat este mare, destul de mare. Și cel care mă și gândeam de multe ori, cel care îmi dă pace și liniște, este doar Dumnezeu. Cred că este important ca în orice domeniu, ca și credincioși, ca și oameni, să putem să depindem în totul de Dumnezeu. Acolo, de fapt, este siguranța noastră. Interesant. Un om care dorește să aibă 100% siguranță în produsul pe care îl livrează, totuși recunoaște Dumnezeu e siguranța noastră. Poți să-L vezi pe Dumnezeu în multe locuri. Îl văd la locul de muncă. Am avut situații în care căutam specialiști și în ultimii 2 ani se găsesc foarte greu specialiști sau doritori care să-și dorească să schimbe loc de muncă. Și la un moment dat eram într-o situație destul de critică, am rămas cu aproximativ, cred că 2 oameni buni și care se gândeau și ei să plece. Și zic, Doamne, ce să fac acum? Că mie îmi trebuie o echipă destul de mare să pot să continui să fac proiectele. Vreau să vă zic că am făcut tot ce am putut, am muncit ca să aducem oamenii și parcă toate ușile erau închise. Și așa a făcut Dumnezeu ca în decurs de câteva luni, sub un an de zile, echipa de la 2 a crescut la 10. Și am zis, slavă Domnului, nu este meritul meu, dar am văzut acolo cum Dumnezeu poate să deschidă uși. Deci chiar și într-o multinațională pot fi vârfuri și pot fi voi. Tot timpul. Am văzut că aveți abilități în failure mode. Da. Ce ați învățat despre eșec? Da. În toată această perioadă. Sunt ani de zile de când lucrați în automotive. Așa este. Mergând într-o dimineață, într-o zi în mașină, ascultam Radio Vocea Evangheliei și moderatorul, împreună cu invitatul, vorbeau despre copil atunci când cade și se ridică. De fapt, este un exercițiu de a-și întări mușchii. Eșecul este parte în viața noastră și atunci când cazi și știi să te ridici, nu te face decât să fii mai bun și mai puternic. Desigur, dacă ești ancorat și în Dumnezeu, pentru că de multe ori eșecul poate să te ducă, să te țină jos și să rămâi acolo. Dar dacă ești un om care ești iubitor de Dumnezeu și Dumnezeu te poate ridica. Ați avut parte de un eșec în viața profesională? Și cum ați ieșit de acolo? Acum, desigur, sunt multe lucruri care îmi trec prin minte. Aș putea să spun că au fost situații la limită. Situații la limită înseamnă când un constructor poate să recheme mașini care sunt pe stradă, să le recheme în fabrică, să le recheme în service pentru a schimba o componentă. Și acum toți am auzit de diversi constructori care au rechemat mii, sute, milioane. Și din Germania și din Japonia. Și din multe alte. Am avut situații de genul în care am fost la limită, nu am fost în situația în care să fim la nivelul acesta de a rechema mașini, dar m-au trecut fiori. Nu este o situație plăcută.
o situație de genul acesta dă peste cap toate calculele. Dă peste cap toate calculele, dă peste cap orice nivel, gândiți-vă că este așa ca o furtună mică și acolo încep să se regleze, să se regleze lucrurile. Se fac tot felul de verificări, teste și sunt situații, pot fi situații critice. Viața este complicată uneori, chiar și într-o multinațională, unde poate oamenii au impresia că totul e roz, se plătește bine, se muncește mult. Da, da. Totuși pot apărea probleme mari. Așa este. Și Dumnezeu este Cel care ne sprijină și ne scoate din toate. Corect. Și le are în control până la urmă El. În El este siguranța noastră. Așa e. Sunteți familist, aveți 3 copii și mă gândeam cum se împacă munca de director într-o multinațională, o muncă solicitantă, presupun, cu viața de familie și cu viața spirituală. Mi-era frică de întrebarea că o să vină la un moment dat o întrebare în direcția asta. Cred că ne este tuturor frică de asta și tocmai de asta pun întrebarea, că avem nevoie de soluție, avem nevoie de ajutor în direcția asta sau să vedem că și alții se confruntă. Și eu mă confrunt, probabil și alții. Tata a 3 copii, mulțumesc, sunt implicat și în biserică și cu serviciul. Este o provocare, este o provocare. După pandemie lucrurile au luat și o direcție în care flexibilitatea a crescut. Flexibilitatea la locul de muncă, acolo unde se permite, unde se permite. La un moment dat, în timpul pandemiei, lucram destul de mult de acasă și băiețelul meu mijlociu spunea: tati, dar toată ziua te joci pe laptop și eu vreau să lucrez ca și tine. Este o provocare să poți să împarți. Ce încerc este să mă detașez când ajung acasă de tot ce înseamnă lucru. Este important să fiu prezent în viața copiilor, în viața soției, să mă simt acolo, că sunt împreună cu ei. Încerc să fac cu ei activități în timp de weekend. Care e una din activitățile favorite ale familiei voastre? Activitățile ca și familie, acum suntem în faza în care pedalăm și mergem cu bicicleta. Excelent. Am fost și weekendul trecut în Retezat cu alt grup cu bicicletele. Am intrat puțin în febra asta a pedala și copiii sunt fantastic de doritori să ieșim cât se poate de puțin, dar să ieșim cu bicicleta. Sănătate și explorare. Corect, și este și important ca după lucru să pot să am o altă preocupare decât să mă gândesc la lucru. Și pe de o parte este familia, sunt copii și desigur un lucru important pentru mine este viața spirituală. Vedeți dumneavoastră, și în trainingurile care le fac multinaționalele, există o parte în care spun toți experții, psihologi, spun partea spirituală trebuie să existe în om. Desigur, se referă la credințele care poate să le aibă omul, dar viața spirituală, în momentul în care există și ești prezent acolo, te face să fii mai liber, mai plin de pace, mai liniștit. Înțeleg că ea dă energie chiar și unui om tehnic. Corect, corect. Unor ingineri, energie, pentru că sunteți între ingineri. Da, așa este, așa este. Chiar dacă suntem în domeniul tehnic, avem nevoie de acest resort spiritual. Corect, corect. Și am văzut că vă asumați această identitate creștină. Puțin, foarte puțin ați postat pe Facebook, dar am văzut că adesea apar, eu știu, meditații din Biblie. Da, Și vă asumați public această identitate de creștin. Nu mi-e rușine de ceea ce sunt. Sunt copil al lui Dumnezeu și nu mi-e rușine de lucrul acesta. Mă bucur din plin de binecuvântările care le dă Dumnezeu. În viața de profesională, să știți că cel mai important lucru este mărturia personală. Și de multe ori, eu am un motto așa în viața mea, să vorbesc mult oamenilor prin faptele mele, prin acțiunile care le fac. Și atunci când Dumnezeu deschide o ușă, oportunitate, stai de vorbă. Ați avut oameni deschiși pentru așa ceva? Da. Am avut oameni deschiși pentru așa ceva, oameni cu care
am colaborat în viața personală, apoi care am invitat în anumite evenimente care le-am avut, fie biserică, fie binecuvântarea copiilor și așa mai departe. Și oameni care îi vezi de-a lungul anului, anilor schimbați. Și asta este cea mai mare satisfacție, să vezi că poți să influențezi în bine, în calitativ, viața cuiva. Se aude că prin multinaționale noua generație este mai rezervată față de Dumnezeu. Este adevărat? Este adevărat. Este adevărat și este adevărat. Acum sunt de aproximativ 13-14 ani în multinaționale. Am văzut de-a lungul anilor schimbări. Acum îi mulțumesc lui Dumnezeu că în locul în care sunt este o echipă frumoasă și care, din punctul meu de vedere, cu o integritate extraordinară, fantastică, oameni profesioniști, etici și cu care mă pot dezvolta împreună în locul acela. Dacă vorbim de credințe și de multinaționale, se aud voci legate de identitatea de gen. Care este trendul? Aveți parte de traininguri pe direcția aceasta? Nu. Vi se impune, vi se cere? Am auzit de multinaționale în care puțin sunt constrânși oamenii. Nu am avut, până în momentul de față, n-am avut nicio situație de constrângere. Acum, desigur, la nivel de conducerea companiei care este în afara țării, companiile se identifică. Cred că în proporții covârșitoare multinaționale se identifică cu schimbarea de gen. Și oare de ce? Ce câștigă? Nu știu dacă aici este vorba de a câștiga ceva sau de a-și face reclamă, de a fi acolo în față, de a fi și ei, de a-și proclama și ei credințele lor și ce-și doresc ei. Un fel de a fi bine văzuți în valul acesta care vine? Probabil. Probabil. Dar la nivelul României, să zic așa, și a fabricii în care lucrați, nu este o asemenea presiune? Nu este o asemenea presiune. De-aia spun, mă simt binecuvântat în locul în care m-a pus Dumnezeu, cu oamenii care sunt în jurul meu. Desigur, probabil sunt mulți care cred și își doresc poate alte schimbări. Este strict problema fiecăruia ce crede, ce își dorește, dar nu există o presiune generală în direcția asta. Mai avem câteva minute din această emisiune. Subiecte de discuție am avea mai multe, dar aș vrea în această ultimă parte să vorbim puțin despre clubul de business din care faceți parte aici în Timișoara. Da. Și poate cu aceste idei și concluzionăm emisiunea noastră. Care este scopul acestui club de business? Care este visul, dacă am putea spune da, așa? Da, trebuie să recunosc că în ultima perioadă nu am mai fost. Au fost o perioadă în care am fost destul de prezent acolo. Cred că scopul principal este ca să aducă oamenii care au business-uri, care au funcții de conducere, să fie împreună, să învețe din experiențele unii altora și apoi să se uite în scriptură și să vadă ce vrea să transmită scriptura în zona de business. Cred că business-ul are nevoie de oameni, în general business-ul are nevoie de oameni integri, oameni care să își dorească să fie, poate, nu știu, cei mai buni, dar după principiile lui Dumnezeu, nu oricum. Cred că aici scopul emisiunii noastre și scopul clubului de business pentru oameni creștini sau cu principii creștine, cred că ele coincid, aceste două. Dorim ca România să meargă drept. Dorim ca România să aibă oameni integri. Prea adesea avem oameni care zic merge și așa sau mă descurc. Și acest mă descurc de multe ori înseamnă fente, ilegale, imorale. Așa un egoism puternic în care doar despre mine e vorba. În ce mod business-ul nu este doar pentru mine? Sau cum am putea înțelege lucrul acesta, ci poate fi pentru alții și până la urmă pentru slava lui Dumnezeu? Da. Dacă muncim ca pentru Domnul, care este motoul emisiunii, dacă muncim ca pentru Domnul, munca noastră nu face decât bine celor din jurul nostru. Poate fi și situația în care prin munca noastră putem să facem rău celor din jurul nostru, dar cred că este important ca ce facem să ne gândim la cel de lângă noi.
de pe urma business-ului meu, de pe urma muncii mele, îl voi face pe cel de lângă mine mai fericit, mai bine, mai sănătos, sau îl afectez într-un fel. Sau îl jecmănesc. Sau îl jecmănesc, sau sunt tot felul de lucruri, îl mint. Uh-huh. Că vedeți și vorbele și tot ce este, tot ce spunem de multe ori doare mai mult decât o faptă, poate. O singură idee acum la final, din partea noastră, în mod special pentru că am vorbit despre siguranță și sunteți specialistă în siguranță și eșec, ca să spun așa. Care ar fi un gând cu care îți doriți să rămână cei care ne urmăresc? Siguranța este importantă în viața de zi cu zi, fie că ne urcăm la volan și trebuie să fim conștienți că suntem într-o mașină, poate suntem conștienți că suntem într-o mașină sigură și nu ne facem multe griji. Concluzia mea este că siguranța totală o dă Dumnezeu. Uh-huh. Indiferent de cât ești de sigur, cât ești de bine sau în ce mașină scumpă sau foarte sigură, până la urmă cel care dă siguranța este numai Dumnezeu. Doamne ajută! M-am gândit că s-ar putea să spuneți merită să plătești pentru o mașină sigură și în același timp m-am gândit cineva a plătit pentru o viață, pentru sigură, o viață sigură și pentru siguranța vieții veșnice. Corect. Este Domnul Iisus Hristos și prin El putem avea siguranță. Mulțumim că ați fost împreună cu noi. Mulțumesc. Astăzi invitatul nostru a fost domnul Daniel Tiuc, director de calitate în domeniul automotiv. Am vorbit despre siguranță. Da, ne bucurăm că suntem în siguranță, în pace, în țara noastră. Este cineva care dorește siguranța noastră veșnică. Acela este Domnul Iisus Hristos. Vă invit să vă puneți încrederea în El.